This bad boy has armor. Aha. Are armură. Te-am mușcat? M-am mușcat de deget. Armură. 3, 2, 1 și... Go! Gata, m-am mușcat. Ai văzut? Da. Mă mușcă. Injectează oh, mag. Cât de mult poți. Nu vreau să-mi dea... Mi-a dat sângele. Mi-a dat sângele. E, e destul de nașpa. Văd că are tot bunătate. Se învinețește. Cred că are ce... Se învinețește zona acum. Cred că probabil are ceva efect asupra nervilor, omoară celule sau ceva de genul. Dar doare. Centipezii sunt unele dintre animalele cu care te bucuri că nu te întâlnești des. Pe lângă faptul că au o tonă de picioare, în apropierea capului, aceștia au două picioare pe care le-au modificat, în așa fel încât să poată injecta venin cu ele pentru a se hrăni și pentru a se apăra. Din câte se spune, această mușcătură este foarte dureroasă, în special la unele specii, la cele mai mari în principiu. Așa că m-am decis să văd cât de dureroasă este această mușcătură la una dintre cele mai mari specii de centipezi din Europa. Am găsit un centiped. Un scolopendra cingulata. Ce centiped, bă? Stai. Uite, are nevoie. E un măricel. Eu nu vreau să ating. Gata. Gata, frate. L-ai prins, l-ai prins. Bravo. This bad boy has armor. Aha. Are armură. Te-am mușcat? M-am mușcat de deget. Auci. That's the least. Little guy. Ei, ei, eu, my boy. Deci eu vreau să adaug mușcătura centipede, specie astea de centipede, ceva timp în indexul de durere și acum am mușcat de deget. Și doare cât de cât. Iar vreau să mă muște aici de antebraț, ok? Nu blar. Vrea doar să fugă, vedeți? Această specie este cea mai mare specie de centiped din Europa. Scolopendra singulata. După cum observ, e doar defensivă, nu e agresivă. Da, nu e agresiv, e defensiv doar. M-am mușcat mai devreme de deget, doar că acum nu mă mai doare deloc. Și centipezii, v-am arătat un miriapod mai devreme. Centipezii sunt ceva din aceeași familie ca miriapozii, însă pot mușca, e diferența. Da, și au mai puține picioare, vedeți? Centipezii au mai multe picioare, mai puține. Ar trebui să fie 100, dar nu sunt 100 de picioare. În jur de 70, să zicem. Cam așa, da. Deci am avut un mic escape attempt, dar l-am prins la loc. Și da, doare și când mă ține cu piciorușele, știi? Da, uite, dar nu vrea să muște. Gata, m-am mușcat. Ai văzut? Da. Mă mușcă. Injectează cât de mult poți. Nu vreau să-mi dea... Oh. Ăla a fost un full load. Mamă! Da. Am văzut, l-am prins cum te-am mușcat. Nu se compară cu Velvet Antu și nici cu nicio altă specie de viespe pe care... Mamă, dar ce doare! M-am mușcat aici, încă se vede unde m-am mușcat. Aici. Mă, dar e rău! Doare! Și este un centiped foarte mare, ajung până la 15-20 cm specia asta, scolopendra singulata. Shoot. Și... Mamă, dar cum doare! Vedea cât de rău e. Dar acum doar își curăță antenele, știi? Dar doare! Am vrut să fiu mușcat de specia asta cu ceva timp, dar n-am avut când să o găsesc. Deci acum o să lăsăm centipedul ăsta să plece, ok? Uite așa, se ducă la el acolo, unde la, în pământ. Că m-am mușcat, mi-a dat full load, cred. Că e destul de nașpa aici, unde, vezi? Mi-a dat sângele. Mi-a dat sângele, e destul de nașpa. Văd că are un venin. Știu că poate specia asta de scorpion, de centiped, poate omorâ diferite specii de animale cu veninul, cum ar fi destul de mare, adică poate mânca o șopârlă gecko sau așa ceva. Da. Și e destul de rău. Vezi, se învinețește, cred că are ce, se învinețește zona acum. Cred că probabil are ceva efect asupra nervilor, omoară celule sau ceva de genul, dar doare. Bă, da, mai târziu. Da, și vom vedea cât de bro o să ajungă mușcătura asta de centiped. Adică nu e un centiped, cel mai mare centiped pe care l-aș fi putut găsi. Aș fi putut găsi un centiped mai mare, un exemplar mai mare. Însă este un exemplar destul de măricel. Și asta e cea mai mare specie de centiped din Europa. Deci o să fie destul de interesant să vedem efectele veninului asupra corpului meu. Adică m-am mușcat o dată de deget, așa, doar să mă avertizeze. Și n-a durut mai deloc. Și acum m-am mușcat de antebraț. Că l-am pus eu și e rău. Și ăsta e full load, adică a amestecat acolo și a injectat veninul.
Și e destul de rău, n-am ce zice. Adică uite, se învinețește deja, știi? Uite, puțină lumină, te rog. Vezi, se învinețește. Și e și sânge acolo. Dar vom vedea cât de rău o să fie în câteva ore și cât de rău se umfle. Deci au trecut 10 ore de la mușcătură și antebrațul nu mă doare la fel de rău ca acum câteva ore și nici nu e la fel de umflat. În spate vedea în continuare locul unde am fost mușcat. Am dormit foarte prost. M-a durut capul și burta. Am avut senzație de vom, însă nu am vomitat. Și până acum asta se dovedește a fi cea mai dureroasă mușcătură de până acum. Deci, în câteva ore, că acum au trecut de-abia 10-11 ore la mușcătură, vă voi spune cum consider eu care această mușcătură. Au trecut aproximativ 11 zile de la mușcătura de Scolopendra singulata și pot să vă spun că este destul de nașpa mușcătura. Adică până și acum simt efectele venului. În zona asta de aici, pe care o vedeți încă vânătă sau roșie, a început din nou să mă mănânce acum câteva zile, acum una sau două zile, și a început să umfle și mai rău din nou. Deci eu o să-i dau acum un scor mușcăturii acestei specii de centiped, însă cred că o să mai dureze efectele, o să mai dureze ceva până când o să dispară complet efectele. În prima noapte după mușcătură, în acele prime 10 ore, durerea venea așa ușor, după aia dispărea, după aia se întorcea full force ca atunci când injectase veninul centipedul, cam fix, brusc după aceea. Și procesul ăsta se repeta din nou și din nou și din nou până când am adormit, pentru că după aceea nu am mai simțit durerea, pentru că dormeam. Dar ideea este că la intensitate îi voi da un scor de 6 din 10, iar la consecințe îi voi da un scor de 5 din 10 din cauza faptului că până și acum, mai bine de 2 săptămâni după mușcătură, am antebrațul încă umflat, încă mă mănâncă și încă mă mai doare puțin și am avut în acele prime 24 de ore o senzație de greață și de vomă și mă durea capul și mă simțeam obosit. Dar ideea este că are scorul de 5 la consecințe. Și pe total, Scolopendra singulata, cea mai mare specie de centiped din Europa, dar una dintre cele mai mici specii de centiped din genul Scolopendromorpha, are un scor de 5,5 din 10, ceea ce înseamnă că acest centiped are cel mai mare scor din întreg indexul meu de durere până acum. Dar vedeți așa, stă pe degetul meu, nu face nimic, doar își curăță antenele un pic. E prea chill. Nu vreau să mă muște, m-am mușcat de deget mai devreme aici. Dar vedeți însă cum îi lucește așa, da, armura asta? Are un exoschelet ceva gen iridescent. Da.